A fost căsătorit cu un bărbat mai mare cu 55 de ani decât el, însă viața cu bogătașul londonez nu a fost deloc ușoară. Trăia zilnic cu teama că partenerul lui se poate sinucide. Florin Marin face dezvăluiri cutremurătoare despre teroarea din căsnicie. Haideți să-l ascultăm. S-au întâmplat foarte multe lucruri în episoade cei 5 ani, episoade de violență, episoade de sinucidere. Around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Eu am o problemă cu gelozia și aici îl includ și pe fostul meu soț, Filip, fiind fecioară, foarte posesiv pe tema asta. Gelozia este o boală pe care nu poți să ieși din ea, pentru că poate așa te-ai născut sau poate așa e personalitatea ta. Eu nu am blamat niciodată persoanele astea. Eu nu blamez omul în sine, ci boala pe care o deține, ca și Filip. Era câteodată mai rău, câteodată gelos, câteodată... De asta ați și avut acele conflicte, voi. Vai, dar câte scandaluri am avut cu Filip. Doar că pe el nu l-am acuzat niciodată. Și nu i-am spus, și i-am spus și lui de atâtea ori: Filip, tu, eu nu am nimic cu tine, e boala, știu, înțeleg, doar că câteodată, vezi tu, te aduce la extaz, pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri în episoade cei 5 ani, episoade de violență, episoade de sinucidere. Filip era bipolar. Ok. Declarat sau? Declarat, avea tratament. Eu când l-am cunoscut acum 5 ani, acești 5 ani de zile, când l-am cunoscut prima dată, nu știam că el este bipolar și trebuie să-și ia un anumit tratament. După acele care... erau medicamentele de care ne tot vorbeai tu? Da, acele medicamente erau pe care încercai să le procuri din străinătate. Exact, și așa exact. Și am aflat foarte târziu că spus el? Oamenii bipolari... A fost întâmplător, m-am dus cu el la control în Marea Britanie. Și am auzit ceva de bipolar, că, adică nu era mare diferență în limba engleză a pronunța bipolar și în limba română. Și eu știam despre ce este vorba. După care, după ce am ieșit de la medicul de familie, l-am întrebat, zic, Filip, tu ești bipolar? Zice, da. Zic, da, aia noi aveam scandaluri și am avut unele, să revin la episodul cu sinuciderea. Da, am avut câteva, una în Marea Britanie. Câteva? Mă trezea de dimineață la 4, okay. Nu mă recunoștea, vrea să cheme poliția, că cine sunt eu. Stăteam cu el, îi făceam un ceai, până se făcea ziua afară. Când se făcea ziua afară, răsăritul își revenea câte puțin. În România am avut un episod în care am plecat în club și mi-a spus că s-a închis în cameră și că se aruncă pe balcon. M-am speriat, am venit repede acasă, ușile erau închise, ușa de deschidere în casă nu era, doar în camera lui. M-am dus pe balcon să rup geamul eu, să intru acolo. El era bine mers în pat. Zic, Filip, zic... Adică el, în timpul ăsta în care eu am venit din club până acasă, deci am făcut vreo 25 de minute, el și-a revenit. Ok. După care m-am uitat în sertarul cu pastile, unde și le ținea, și am început, în fiecare lună eu le număram și știam dacă și-a luat-o sau nu. Și am observat că nu și-a luat-o. E, și de atunci, în fiecare zi, eu îi dădeam pastila asta, restul el știa că și le lua, că nu și le lua, dar cea mai importantă pentru mine, pentru sufletul meu, era aceasta. Că era de ajuns că eram acuzat de către hateri. Alte chestii. Mi-a fost frică. Îți dai seama că dacă el s-a întâmplat ceva, o sinucidere și așa, era Florin Marin, parcă îi vedeam, tu l-ai omorât. A fost un om bun. Boala e boală. Nu o poți controla, nu îi poți spune unei boli cum să se manifeste. Așa se manifestă, ai știut, n-ai știut, ai aflat mai târziu sau mai devreme, te-ai înhămat, știi cum e, intri în horă, trebuie să joci până la final. Da. Tu ai avut vreodată vreun episod de genul ăsta? De sinucidere? Nu. Cu gândul, da. Dar a face lucru, nu. În momentul când am simțit că nu mai pot eu. În anul ăsta care a trecut? Sau? Da.
în anul ăsta care a trecut.